propriu zis. Sâmbătă seara târziu am aflat dintr-o postare pe Facebook despre faptul că prin politica bugetar fiscală a fost modificată legea finanțelor publice și orașele, municipii vor beneficia de 35% din impozitul venit a persoanelor fizice care este colectat în teritoriul administrat. Ori orașele rămân la cota de 20%. Este o abordare absolut ilegală. Și în acest sens voi face trimitere la legea 435 privind descentralizarea administrativă, care stabilește principiile descentralizării. Articolul 3, liter C, vorbește despre oportunități și condiții egale pentru autoritățile publice locale care trebuie să-și poată realiza obiectivele conform competențelor. În același context, și principiul responsabilității autorităților publice locale, care trebuie să asigure implementarea serviciilor publice la nivelul standardelor care sunt aprobate prin lege. Să medităm. Oare orașul Căușeni, care are peste 15.000 de locuitori, alături de orașul municipiu Hâncești, care are ceva mai mult de 12.000 de locuitori, va putea primarul de Hâncești, mai bine zis de Căușeni, să acorde aceleași servicii, aceleași standarde de calitate ca și cel din Hâncești? La sigur nu. Este o abordare discriminatorie. Dacă o să facem o analiză a stării de lucruri privind situația în orașe, atunci am putea constata că circa jumate din orașele reședințe de raion nu au capacitate administrativă, sau mai bine zis, sunt peste media capacității administrative. O unitate administrativă teritorială are capacitate dacă veniturile, cheltuielile administrative constituie 30% din veniturile proprii. În acest sens, Cantemir are 73%, Basarabeasca 78%, Anenii Noi 73%, Lodeni 73%, Creuleni 83%, ceea ce înseamnă că aceste orașe, de fapt, nu au posibilități să asigure serviciile elementare. Nu au bani pentru dezăpezire, nu au bani pentru salubrizare, nu au bani pentru a-și realiza competențele. Deci, în loc să se meargă pe reforma de descentralizare conform legii, conform principiilor general recunoscute, guvernul a mers pe o altă cale. Aceasta este, de fapt, calea facilitării anumitor, sau, dacă vreți, primarilor Partidului Democrat. În acest context, aș putea să fac trimitere la Hânceiești, Edeneți, Ungheni, care sunt reprezentanții Partidului Democrat, Orhei, care este copilul de suflet al acestui partid, dar și, de fapt, vine să faciliteze în viitoarele alegeri parlamentare candidații Partidului Democrat pe aceste circumscripții. Deci, pe de o parte, aceasta va afecta grav dezvoltarea colectivităților locale respective, pe de altă parte, va fi un instrument de fraudare indirectă a alegerilor, ceea ce afectează în principiu democrația în Republica Moldova. Deci, nu dezvoltarea, nu interesele de viitor ale cetățenilor, ale țării, dar interesele de moment, interesele politice pentru viitoarele alegeri. Am vorbit în repetate rânduri, an la rând, despre necesitatea promovării reformei de descentralizare consecvent, coerent, în conformitate cu principiile acesteia, dar spre regret nu s-a auzit. De aici ies la iveală adevăratele interese ale majorității parlamentare, ale Partidului Democrat, care de fapt doresc să se mențină la putere, nu și să rezolve cu adevărat problemele cu care se confruntă cetățenii. Vă mulțumesc pentru atenție și eventual dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund la ele. La sută, exact. Dar cât era?
Deci toate orașele reședință aveau cota de 20%. În afară de municipiul Băl și Chișinău, fiindcă ele au și nivelul 2. Deci orașele reședințe de raion aveau cota de 20%. Ori competențele orașelor care au rămas și orașelor care au devenit municipii, competențele sunt la fel, sunt egale. Păi nu poți, când toți au aceleși responsabilități, să-i oferi unuia de două ori mai multe venituri decât celorlalți. Pentru că îi discriminez. Este o abordare absolut disproporționată și până la urmă sunt discriminați cetățenii, pentru că de fapt cetățenii sunt beneficiarii acelor servicii pe care le acordă autoritățile publice. Și de aceea spuneam că în loc să se meargă, v-am dat o analiză mică, avem orașe, Criuleni, de exemplu, care capacitatea administrativă este de 83%, deci limită fiind 30%. Păi noi avem autorități care de fapt nu sunt în stare să ofere servicii elementare. În loc să mergem pe calea consolidării capacităților, și ar fost de înțeles dacă noi am fi luat această analiză și cei care au mai puțin de 50% le-am fi consolidat lor capacitatea administrativă. Era logic, era un temei. Amendamentul doamnei deputate Elena Bacalu, care a fost făcut absolut netransparent, despre care nu am știut, pentru că acea sinteză care este într-un format de peste 200 de pagini ne-a fost pusă la dispoziție cu o oră înainte de a fi votată și evident putem sau puteți înțelege că era imposibil. Cum se voteze Parlamentul când nu cunosc bine documentele? De ce spuneam? Absolut netransparent. Și aceasta este o abordare, putem spune, am zis, ilegală, dar afectează grav principiul democratic. Nu se poate astfel de adoptat decizii. După dumneavoastră, de vedere, care ar fi această cotă, să spun așa, admisibilă și pentru municipiu și pentru oraș? Că înțeleg la dumneavoastră că nu este suficient aceasta de 20, de acum, de 30. Așa, exact. De aceea și în discuții de mai multe ori am propus să fie majorată cota pentru toate orașele reședințe, pornind de la faptul că aceste orașe, într-un fel, sunt puncte de reper pentru cetățenii din raioane și necesită fie 30, fie 35, dar pentru toate centrele orașe reședințe, pentru că ele toate au competențe egale. Nu poți trimite doi copii la magazin, dându-le o listă ce să cumpere egală, unuia dându-i de două ori mai mulți bani. Părinții nu procedează așa cu copiii lor. Nu poți să-l susții foarte mult pe un copil, iar pe al doilea să-l descurajezi. Este absolut demotivant și am zis, este o ilegalitate, pentru că legea 435 prin articolul 3 stabilește exact principiile descentralizării, care sunt legale, care sunt legi care trebuie respectate. Și voi face trimitere la un studiu pe care l-a realizat IDIS ceva timp în urmă și unde se vorbește despre cel de-al doilea val de plecare cetățenilor din țară și are loc o depopulare a orașelor centre de reședință. Și iată, în acest context, când avem situația, dacă să spunem la orașele municipii, fie vorbim de Orhei, Cahul, Soroca, Hâncești, Vinscă, este una relativ bună, deci noi am consolidat și mai mult pentru cei care au o stare relativ bună și totodată nu avem grijă de cei care se prăbușesc, care se înneacă. Ce fel de abordare este? Evident, una politică, una interesată și am zis, noi o vedem ca pregătirea sau consolidarea instrumentelor, resurselor administrative. Vă rog. Până acum era 20%, da? 20% pentru toate orașele reședințe. La 35, exact. Vă rog, dacă mai aveți întrebări, vă mulțumesc mult și am socotit necesar această informație, urmează să fie adusă la cunoștință. O să comunic și cu primarii orașelor respective. În plenul Parlamentului voi reveni la acest subiect, pentru că, de fapt, aș spune și mai mult, este încălcată grav și Constituția, ori articolul 16 din Constituție, care se numește egalitatea, spune clar despre
egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii și a autorităților publice. În acest context, guvernul de fapt a discriminat, încalcă grav drepturile acelor orășeni care nu vor putea beneficia de serviciile respective. Guvernul și majoritatea parlamentară nu au dreptul să încalce Constituția. Cetățenii trebuie să cunoască despre aceasta și să reacționeze adecvat. Vă mulțumesc mult! Dacă nu, să ne întâlnim, sărbători frumoase și sănătate!